Bun găsit! Sunt Roxana, specialist în remedii naturiste Faunus Plant și azi vreau să-ți vorbesc despre o plantă medicinală extraordinară, coada șoricelului, cunoscută sub numele științific de Achillea millefolium. Să descoperim împreună proprietățile și indicațiile terapeutice ale acestei plante din familia Asteraceae. Coada șoricelului este o plantă erbacee perenă care crește în zone temperate din întreaga lume. Aparține familiei Asteraceae și este recunoscută pentru frunzele sale fine, asemănătoare cu codița șoricelului, de unde îi vine și acest nume popular. Coada șoricelului este cunoscută pentru numeroasele sale proprietăți terapeutice. Iată câteva dintre cele mai importante. Antiinflamator. Ajută la reducerea inflamațiilor, fiind utilă în tratarea afecțiunilor reumatismale. Antiseptic și astringent. Este eficient în tratarea rănilor și a tăieturilor, favorizând vindecarea rapidă. Stimulant digestiv. Ajută la ameliorarea problemelor digestive, cum ar fi indigestia, balonarea și crampele stomacale. Reglator al ciclului menstrual. Este folosită pentru a regla menstruațiile neregulate și pentru a reduce durerile menstruale. Coada șoricelului poate fi utilizată sub diverse forme, cum ar fi ceaiuri, tincturi, unguente și comprese. Iată câteva indicații terapeutice. Ceaiul de coada șoricelului este util în problemele digestive și menstruale. Tinctura de coada șoricelului este eficientă în tratarea rănilor și a inflamațiilor externe. Compresele din această plantă, aplicate local, poate reduce durerile și inflamațiile. Coada șoricelului este o plantă medicinală cu multiple beneficii pentru sănătate. Totuși, este important să consulți un specialist înainte de a începe orice tratament pe bază de plante pentru a evita eventualele efecte adverse sau interacțiuni cu alte medicamente. Mulțumim că ne-ați urmărit! Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să activați notificările pentru a fi la curent cu sfaturile noastre despre plantele medicinale. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta! Pe curând!